Salutare, prieteni, și bine v-a regăsit la un nou video. Suntem din nou la porci. Astăzi vorbim cum trebuie să arate la final zona aceasta pentru animale. Aici va sta găinile cu câinile. Deci, să începem. Din partea asta de la zid până undeva pe aici va veni gardul până în țeava aia de acolo. Din țeavă până aici va fi gard. Va fi turnat placă de beton. La câine am să-i fac un țarc. Am să fac un videoclip în care vă arăt și când l-am arătat de mult. Deci, și aici va veni turnat, aici e deja făcut gardul. În locul la coteț la iepuri, mai a rămas cu un coteț de la iepuri, pe cel l-am dat. Din țeava aceea, până, cred că până și palierul ăsta, dar va fi scos și va fi băgată țeavă, făcut țoclu și turnat frumos gard, cu plasă. Până în țeava aia de acolo, cred că va veni undeva la, nu știu, 2x2, cutețul la câine, țarcu. Vom vedea la momentul respectiv. Stați în continuare cu mine să vedeți când o să turnăm pe aici, cum o să facem gardul. Deci aici va veni turnat o placă. Până aici va fi gardul în această țeavă. După gard, în această zonă, va veni făcut o cisternă să se strângă apa după anexa la porci. După cum puteți vedea, avem burlan aici. Vom trece cu țeavă din PVC pe sub pământ. Peste ea va fi turnată placa de beton și din partea cealaltă voi trage apă până aici. Am să fac o pompă în colțul ăla acolo. Vă arăt imediat. Ori aici la jumătate o să fac, ori în acest colț am să fac o pompă. La porci o să le fac suzete automate pe timp de vară. Am să pun una aici, una în partea asta și la fel și în această boxă. Una aici, cred că va veni pe... Nu m-am hotărât încă, dar nu cred că le voi pune pe țeava asta. O să le pun pe țeava asta. După cum puteți vedea, aici am două balamale. Și aici la fel. Vin gratii. Am să vă arăt și gratii imediat, dar ați putut vedea în videoclipuri anterioare. Aici avem două găuri în care vine o tijă cu filet, cu piuliță. Și acest gratii are și aici balama. Și aici balama. Acesta poate fi rabatabil. Am să spăl și această boxă cât de curând. Deci stați geană pe canalul meu, că va urma multe videoclipuri interesante. Nu știu dacă v-am zis, dar de vreo lună și ceva, nu mai mult, vreo două luni și ceva, am făcut și podul, am să mor și în pod să vă arăt. Bun, prieteni, cam așa arată și podul. Aceste sunt rotile. Capodea este USB. Am pus USB capodea din cauza că voi ține aici cerare pentru porci. În caz dacă se rupe vreun sac sau scap din greșeală, să pot să mătur. Că puteam să pun și scândră, dar între scândră cu timpul, cu ce se usucă mai mult, se face gaura mai mare între scândură și intră grâu, intră porumbul, floare, soarele, orzul, ce ține pentru porci. Așa, o să beau un an treabă. Mai am un pic în capătul ăsta aici. Am pus placa aceasta de formă. Am să o fac și pe aceasta, nu este o problemă. Am un pic acolo de înfundat. Pe mine m-a interesat să fac tavanul pentru porci
ca să nu mai fie curent. Asta poate să mai aștepte. Am aici o înălțime de 1 metru, dacă nu mă știu, sau 80. Nu mai știu chiar sigur. Și acolo mi se pare că 1,90 până în 2 metri oricum. Da, 1,90 avem aici și aici e la fel ca în partea de laptop. Lungimea 8 metri, lățimea 4. După cum vă ziceam de gratis, aici l-am depozitat. Aceste tije cu filet vin în perete. Pe partea de altă, pe afară, am piuliță cu șaibă, să nu treacă până pe ceau. Și capătul ăsta, altul, am piuliță. Să vă arăt aceasta. După cum puteți vedea, am o bucată de rectangulară. Vine tija pe ea, băgată. Fileta cu piulița și n-am treabă. Da. Trebuie să mai fac ușa la pod. Am să cobor. Acestea sunt baloții. Am să cobor să mă vă explic ce să mai trebuiască făcut pe afară. Și cam acesta a fost și videoclipul pe ziua de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Să vă abonați. Să trimiteți la cât mai mulți prieteni. Până data viitoare, vă salut!